Alexei Zavatin este născut pe 29 martie 1987 la Măgdăcești. A început practicarea boxului la vârsta de 22 de ani, lacrimă în căuți. Peste 4 ani reușește să devină pentru prima dată campion național, iar de atunci a adunat 9 titluri consecutive în categoria super grea, de plus 91 kg. Alexei a fost prezent la 3 campionate europene, 2 mondiale, 2 ediții ale jocurilor europene și a devenit premiant la diferite turnee internaționale. Cel mai bun rezultat l-a obținut la europenele din 2017 de la Harkov, unde s-a clasat pe locul 5. În martie 2021 a cucerit bronzul la Cupa Mondială din Germania, după ce l-a învins pe campionul belge Idriss Sinembio. Elevul Petru Caduc este motivat să obțină noi rezultate notabile. 2 antrenamente pe zi, program strict, mâncare, odihnă și antrenament. Deja depinde de antrenor cum vede el în curs săptămânii. Ești prea încărcat, prea puțin te-ai antrenat. Dumnealui stabilește deja pe săptămână. Dar în fiecare zi facem câte 2 antrenamente, între 1 oră jumate și 2 ore antrenament. Transpiră mult la antrenamente pentru că are un singur scop, să ajungă la Jocurile Olimpice de la Tokyo, după ce în 2016 a ratat calificarea. Sunt șansă, sperăm foarte mult, eu mă pregătesc pentru asta, nu mă las cu gândul că nu îi ajung. Sunt pregătire tot timpul pentru evenimentul acesta. Fiecare sportiv, aici e visul lui să ajungă la Jocurile Olimpice. Alexei Zavatin este cel mai greu sportiv din boxul autohton. Are 2 metri înălțime și peste 100 de kilograme. Deși nu este la prima tinerețe, el spune că nu se gândește la retragere.